Bine ați revenit pe vlogul nostru, Roxana Stoleru. Astăzi o să fie un vlog diferit, un unboxing, un aproape unboxing, pentru că nu am avut răbdare și am desfăcut cutia. Dar haideți să vedeți despre ce este vorba. Eu sunt extrem de încântată de ce o să vă arăt. Poate unii dintre voi deja o cunosc, sau mai mult dintre doamnele dintre voi o cunosc pe Georgeta Dincă. Eu am aflat de ea de la Ioana Moldovanu, o vlogăriță, ca să spun așa, din România, din media și mai precis. Am descoperit-o pe Ioana cu mulți ani în urmă, când a făcut o vizită în Canada. Nu știu, cred că sunt poate 4 ani, 5 ani de atunci, și probabil că YouTube-ul mi-a recomandat-o și de atunci am început să o urmăresc și pe ea și pe fica ei. Și la ea am văzut aceste broșe făcute de Georgeta Dincă, de care m-am îndrăgostit la fel ca și celelalte cliente ale ei. Țin minte că am contactat-o de mult, nu mai știu, poate un an, acum un an sau 2 ani, pe Instagram și din păcate shipping-ul mi se părea foarte scump, așa că am abandonat ideea să o rog să mi le trimită până în Canada. Mă gândeam că poate dacă o să merg în România o să le comand și o să le aduc de acolo mai ușor. Uite că au fost copii astăvară și între timp am și uitat, dar urmărind-o pe Delia de la Doru și Delia, un alt canal de YouTube pe care vi-l recomand, am văzut că primise cadou de la Ioana Moldovan o frumoasă broșă făcută de Georgeta Dincă. Și atunci m-am gândit, ia să mai reiau legătura. Și am contactat-o recent. Bineînțeles că shipping-ul este la fel de scump, dar cum vine ziua mea peste câteva săptămâni, am spus că ar fi poate că o idee bună de cadou și nu mi-am cumpărat o broșă, pentru că atunci, într-adevăr, shipping-ul ar fi fost foarte scump, dar cum la același preț de transport am putut comanda mai multe, mi-am luat, ghiciți câte? 4. Haideți să vi le arăt. Au venit frumos împachetate în această cutie pe care tocmai am desfăcut-o. Ulterior m-am gândit că poate că ar fi frumos să vă arăt și vouă ce cadou mi-am făcut și atunci nu le-am desfăcut din punguliță. Cum spuneam, am luat 4, fiecare a venit frumos împachetată într-o pungă de cadou și haideți să vi le arăt. Nu puteam să nu iau una care reprezintă toamna canadiană. O să fac o pauză pentru că nu pot să desfac fiecare pungă și să și filmez. O să le desfac și o să vi le arăt apoi. Așadar, uitați-le aici pe toate cele 4. O să încep cu această frunză de arțar. Știți foarte bine deja că v-am înnebunit cu filmări cu toamna canadiană și când am văzut că face acest fel de broșă, bineînțeles că nu am putut rezista. Este absolut superbă și are un cristal de Swarovski care atârnă. Foarte frumos. Apoi este această vulpiță Foxy. Când eram mai tânără, pentru că aveam și, mă rog, am revenit la părul roșcată, multă lume îmi spunea Foxy, Roxy sau Roxy, Foxy, Fox fiind în engleză pentru cuvântul pentru vulpe. Apoi această buburuză. Știți că îmi plac foarte mult buburuzele și am chiar și o mașină buburuză, nu? Adică acel Volkswagen Beetle. Și ultima este această albinuță frumos colorată. Știți că am participat la o expoziție cu cămăși tradiționale la Muzeul Țăranului Român în București, care promova atenția sporită către protecția insectelor și a polinizatorilor și în special a albinelor. Chiar atunci când am cusut acea cămașă, mi-am cumpărat și un inel cu albina. Vedeți? Așa că sigur nu putea să lipsească din colecție și o broșă albina. Deci acestea sunt cele 4. Uitați aici
poate că se văd detaliile. Pentru dacă doriți să o contactați, o găsiți și pe Instagram. Cum vă spuneam, nu este un video sponsorizat. Am plătit în integralitate aceste broșe, nu am avut reducere pentru că am comandat mai multe și chiar mă bucur că am sprijinit un artist local din România care face lucruri atât de frumoase. Să vă arăt ce frumos sunt lucrate, cum sunt prinse. Vulpea, fiind mai mare, are două ace, iar celelalte câte una. Una. Foarte frumos. Cred că astăzi voi purta fie vulpița, fie frunza de arța. Voi ce ziceți pe care să o iau? Și mi-am pus pentru o primă purtare această frumoasă frunză de arțar. Mai las un pic în compania lor, mulțumindu-vă că ne urmăriți și sper ca aceste frumuseți să vă facă și vouă ziua mai frumoasă și mai colorată. Până data viitoare, vă mulțumesc că ne urmăriți și vă spun la revedere! Ciao!